Văd că ați cumpărat niște carne pentru Paște. Dinăuntru. Cât e kilogramul de miel sau ce ați cumpărat? Nu, miel, am cumpărat de porc. Așa? Prețuri mari. Prețuri mari, nu? Da, în funcție de cum sunt salariile, prețuri mari, da. Cum faceți, doamnă, față acestor scumpiri? Cu greu. Cu copiii plecați în străinătate, cu soțul plecat în străinătate, altfel nu ne descurcăm. Sărămâna, ce vindeți acolo, doamnă? Brânză telemea. Cum sunt prețurile la brânză Paștele ăsta față de Paștele trecut? Sunt mai scump. Cam cu cât? 15%, cred. 15%? Dumneavoastră cum faceți față scumpirilor? E greu. Foarte greu, nu? Da. Care e mesajul dumneavoastră pentru guvernanți? Care sunt, domnule? Să vină și ei în locul nostru să muncească, să vază și ei cum e. Să muncească și ei cum muncim noi, să vază. Ei are salariile mari, noi, vai de capul nostru. Vreau să vă zic că așa de necăjită, la? De ce este doamna necăjită? E așa. Da, vă știu. Ați avea două secunde să ne spuneți și nouă. Sunt prețuri, nou, cum sunt prețurile anul ăsta față de anul trecut? Acceptabile? De mie așa mi se pare. Cu cât ați găsit kilogramul de miel? Păi nu, mielul l-am luat de la stână, nu de la... Și cu cât l-ați luat de la stână? 30 de lei. Ce cumpărături ați făcut astăzi? Ceapă, usturoi. Așa? Mărat, pătrunjel. Cam atât mai. Aveți un mesaj pentru guvernanți? Pentru guvernanții, poate așa vrea să... Care e mesajul dumneavoastră? Prețurile în piață sunt acceptabile, zic, dar în alte sport și în alte, pentru exact să se gândească la oamenii care muncesc pământul. Spune și mie cum se par prețurile acum în preajma Paștelui? La noi, la legume, nu sunt mari. Nu sunt mari. Sunt accesibile, adică vedeți, verdeața 1 leu, deci șapa e destul de frumoasă. Ia uitați-o, e 2 lei, deci... Ați reușit să vă faceți cumpărăturile, miel, porc, ce ați cumpărat? Nu cumpăr miel. Nu cumpărați miel? Nu. Dar ce ați cumpărat, doamnă? Nu, am acasă, mai am rezerve și o să cumpăr așa, legume, avem legume și ouă astea. Aveți un mesaj pe fundul scumpirilor care se resimt de atâta vreme? Mesaj pentru guvernanți? Da, deci... Nu le văd rostul, având în vedere... Guvernanților sau prețurilor? Prețurilor și guvernanților, pentru că ei își permit. Da? Ei au salarii nesimțite, pe când noi trăim din nimic. Facem și noi un interviu în legătură cu prețurile din piață, în momentul de față, la miel, la ouă, cum îi se par prețurile? Mai bine luăm porc. Cât e kilogramul? Cât e kilogramul de porc? 40 de lei, 50 de lei. Și de miel? Și 45. Cum faceți față scumpirilor? Vă dați seama că mai bine porcel. Porcul nu prea îmi apropie, că nu se poate. Atunci la 10 de mii știi foarte bine cum e salariul. Pe fondul scumpirilor, ce mesaj aveți pentru guvernanți? Pentru guvernanți. Să le fie rușine. Să mănânce și ei ce mâncăm noi. Corect, se pare ceva corect. Să iasă și la cumpărături cu un salariu de mizerie. Ce salariu aveți, doamnă? Ce salariu? Eu sunt bolnavă, am pensie. Ce pensie aveți? De boală. Cât luați pe lună? Ce pensie aveți? Cât vine? 10 milioane, nu știu cum văd. Și cum vă descurcați, doamnă, cu 10 milioane? Vă dați seama, tratamente, regim, copii, măi, nepoți, măi, una, nu rog, dacă n-ar fi copii, cine să ne ajute? Deja, ce ați cumpărat? Ce ați cumpărat acolo? Cât e kilogramul, doamnă, de miel? 45. Și cum e prețul? E mare, e mic? Mare. Față de furnizor, am auzit că la comercial, la sate, e 20 de lei. Ce vindeți aici? Brânză, ce vindeți? Muncim. Foarte bine, doamnă, toată lumea muncește. Nu. Muncim la animale ca să putem să aducem aici. Avem nopți nedormite pentru a aduce mielul la mare. Ce mesaj aveți pentru guvernanți pe fondul scumpirilor? Vă rog eu mult, păi vreau să-mi spuneți că guvernantul nu trebuie să audă și el treaba asta, doamnă. Să trăiască așa, că îi bătrâni, i-au ridicat salariul și ce-a făcut. Să rămână, doamnă, sănătate. La noi, la țăran, sunt normal. De când m-am născut eu, 2 lei și 1 leu. Și în ziua de astăzi e tot 2 lei, nu s-a scumpit. Roșiile tot 1 leu le dau răsat, 1 leu 50, care, cum... Mă las după client. Pe fondul scumpirilor, aveți un mesaj pentru guvernanți? Păi avem, ce să le spunem? Ce le transmiteți dumneavoastră? Ia spuneți-mi. Păi dacă au învățat atâta carte și sunt atâta...
Vrem să fie mai blând și la televizor, să nu mai arate toate porcăriile alea acolo. Dacă e daie, da, dacă nu, ce tot într-una repeți așa în urmă și ne certăm ca ciori. Despre prețurile la carne de miel. De 12 milioane, hai că 1200 și cu medicamentele sunt foarte scumpe. Cum faceți, doamnă, față scumpirilor? Mai ales că avem și nepoții în preajmadă iepuraș, cum s-ar zice, un micuț cadou și pentru ei le facem și noi. Un mic cadou, eu cu soțul. Soțul e mai bolnav ca mine, așa, și tot cu o pensie mai mică. Dar mâncăm și noi din toate cât un pic, fără miel, automat fără miel. Aveți un mesaj pentru guvernanți? Da, să-și aducă aminte de pensionari și de copii, în primul rând. Un copil mic de la naștere, de când rămâne femeia însărcinată și până naște chestii, cheltuie bani foarte grei și după aia cu laptele, cu pepăr și cu mâncarea. Mai să mai fie și probleme de sănătate, e foarte greu. Nu e scumpirea reală? Adică să le... Aceleași prețuri. Tot un leu e ceapa de acum 10-15 ani. Sunt prețurile de un leu. Anul trecut tot un leu, înainte de Paște tot un leu. Mă gândesc că poate ați făcut dumneavoastră niște sacrificii și ați mai tăiat din prețuri ca să aibă toată lumea să cumpere. Nu? Ce mesaj aveți pentru guvernanți? Să nu mai scumpească toate cele. Să nu le mai scumpească. Să se mai gândească și la oamenii de jos. Ce cumpărături ați reușit să faceți? Am luat câte puțin de fiecare. Spuneți-mi, cum sunt prețurile? Sunt mai mari, sunt mai mici decât anul trecut de Paște? Sunt mai mari. 45 de lei, mi se pare că e prețul la fel de ok ca anul trecut, e mai scump, cum e? Este mai scump. Cum faceți față scumpirilor? Ce mesaj aveți pentru guvernanții în legătură cu toate scumpirile astea care sunt în prezent? Vă țin. Să rămână.